Iar acum, oameni buni, este timpul pentru un om cu puteri supraomenești, este bibliotecar, este vorba de prietenul nostru Avram Iancu, care se pregătește pentru o nouă cursă extremă. La începutul lunii viitoare pleacă la Cercul Polar pentru a lua startul ultramaratonului 6633 Arctic Ultra. Știți despre ce vorbesc, nu? Avram Iancu! Ce faci? Bine, uite, mă pregătesc intens. Dai un pic să-ți fac încălzirea! Da, mersi! Te rog frumos, ia un loc aici pentru că te pregătești la începutul lui martie, nu? Da, așa este, trebuie să mă întorc acolo. La 6633 Arctic Ultra, un maraton extrem de dificil. Da, e foarte dificil, se desfășoară dincolo de Cercul Polar până la malul oceanului Arctic și, na, știți că eu nu mă întorc în același loc, dar anul trecut... Ai fost acolo anul trecut și ai abandonat din cauza... Unei accidentări. Da, unei accidentări. Eu aș putea spune că am plecat din pole position, dar mi-a luat foc motorul imediat. Am fost accidentat la piciorul drept și acum mă întorc practic să termin ceea ce am lăsat. Ești neterminat. Mai bine anul ăsta pregătit decât anul trecut? Ești mai în formă? Eu zic că da, atât fizic cât și mental. Sunt și mult mai bine susținut. Am prieteni extraordinari. Mă ajută atât în antrenamente, dar anul ăsta, ca un paradox, am un prieten care mă ajută și să dorm mai bine, ceea ce este un lucru foarte bun. Deci mă antrenez foarte puternic. Adică un prieten care mă ajută să dorm? Adică am un somn mai bun pentru că am niște saltele mult mai bune, sigur, pentru că și refacerea este foarte, foarte, foarte importantă, bineînțeles. Superb. Știi ce vreau să te întreb? Tibi Ușeriu a fost și el anul trecut, nu? La 6633 Arctic Ultra. Anul ăsta, pentru că are experiența acolo, ați mai vorbit, așa, ați mai vă consultați? Da, el a câștigat trei ani la rând. Sigur, este campionul nostru. Acolo s-a consacrat și mă bucur pentru succesul lui acolo. Anul acesta a încercat o altă cursă, ceva de genul cum este 6633, din păcate, datorită condițiilor meteo foarte dificile, n-a reușit. Mă bucur că este sănătos. Asta este cel mai important. S-a ales cu ceva de gerături destul de urâte. Știi ce vreau să te întreb? Ai spus că ești pregătit. La începutul martie mergi la acest ultramaraton și practic e singurul bărbat român care participă la această competiție, anul ăsta. Așa este. Și-am zis bărbat lungă. Român. Da, pentru că mai că e și o femeie. Avem o româncă. Și o femeie, Florentina Iovcea, o româncă stabilită în Canada și a participat anul trecut și a dat de belele, niște particule de gheață i-au intrat în ochi și temporar și a pierdut vederea. Și ea se întoarce să-și ia revanșa, așa că avem o româncă și un român la tura lungă. Și mai avem și la tura scurtă de 192 de kilometri, un român din Cluj, Cristian Pop, care și el încearcă să termine acea variantă. Cât e tura lungă? Cât trebuie să mergi tu? La lungă 618 kilometri. 618 kilometri la minus 40 de grade, a? Depinde. Pot fi temperaturi resimțite chiar mai mari dacă va fi furtună. Eu sper să nu prind așa ceva. Și în cât timp trebuie să termin? 9 zile. Este termen limită, că asta este dificultatea. Trebuie să parcurgi peste 80 de kilometri într-o singură zi, indiferent de condiții, de relief. Trebuie pentru să fii îmbrăcat foarte bine. Pentru cei de acasă, nu știu, ca un exercițiu de imaginație, ca și cum ai pleca de la București până la Oradea. Mai departe, de fapt. Exact. În condițiile astea este foarte greu să ajungi, apropo de trafic. Spuneați aici că traficul în București și în general în România este dificil, dar imaginați-vă acolo în condițiile respective. Eu sunt încrezător, anul acesta chiar am și niște papuci special făcuți după piciorul meu. Contează mult să nu-ți alunece... Sigur că da, sigur. De această dată am încălțări corespunzătoare. Acum rămâne ca Dumnezeu să mai dea îngăduința, pentru că acolo se pot întâmpla multe lucruri. Oricând, după o anumită perioadă de timp și de distanță, poți fi pus în situația să nu mai poți să faci nici măcar un pas. Eu sper să termin cursa și promis că vii la noi, imediat după. Cu mare drag, să dea Dumnezeu să fie bine. Cum să rău? Un pic de gheață. Da, de la Cercul Polar. Perfect, cățuica oameni aici în spatele. Mulțumesc tare, mă. Televizorului. Îți mulțumim mult, el este Avram Iancu, oameni buni. Doamne, omul vreta. Senzațional care participă la acest Arctic Ultra 6633 la Cercul Polar. Merită să-l susțineți pe Instagram, pe Facebook și peste tot, pentru că este un om extrem de puternic. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Te mai așteptăm. Ajută.
Te pup, Doamne ajută!